Tu ai fost conducătorul delegației Stelei la Sevilla 1986, adevărat? Da. Adică asta e, cum să spun, asta se consemnează. Da. Și ia zi-mi, povestește-mi ceva de atunci, că ai arta de a povesti. Eram secretarul clubului atunci. Secretarul clubului. Secretarul care, într-adevăr, îmi intra în atribuțiuni dacă organizam jocuri în străinătate pentru echipele, toate echipele din... Așa. Și în calitatea asta ai fost șeful delegației. Da. Dar te pusese Valentin, cine te-a pus? Nu. Ce, în general, cine te-a pus? Că dar nu te-ai pus singur. Ca să conduc? Da. Păi m-a trimis generalul Ceaușescu, Nea Ilie, să fac rost de bilete. Și eu am zis, păi v-am spus acum două săptămâni. Doamne, acum vreau eu, te duci acum. Să faci rost de bilete la Sevilla. Da. Să fac rost de bilete la meciul Steaua cu Barcelona. Deci cu trei săptămâni înainte trebuia să plec. Și zic, dați-mi bani. Ce bani, domnule? Nu-ți dau niciun bani. Te descurci. Păi, fratele. Te înțelegeai cu spaniolii. Îți dea bilete gratis. Da. Problema e, pleacă, eu înainte de treaba asta, am fost antrenor în Italia. La Folonica. La Folonica. Da, știu. Și acolo Ion Alexandrescu... Un orășel, la nord de Roma undeva. Da. Nu, la 200 de kilometri de Roma. Și Ion Alexandrescu, povestind așa cu el, el a preluat chestia și când s-a dus la Ilie Ceaușescu, noi iarna nu avem unde să facem. Vorbiți dumneavoastră cu Gațu, că el e în Italia și ne face acolo cu tare. Un cantonament. Da. Mă cheamă, zice, pleci, te urci în avion, te duci acolo, două săptămâni, echipa de fotbal. Păi bani? Ce bani, domnule? Nu era pe bani atunci. Era. Și i-am dus. De atunci am dus de patru ori. Deci i-am dus atunci, i-am mai dus anul următor. Și de două ori după câștigarea Cupei Campionilor. Și înainte de Supercupa cu Dinamo Kiev, care a fost foarte aproape de da, că a fost la Monte Carlo. Monte Carlo. A auzit Cristi, dar fără să plătească, nu? N-a plătit nimic, domnule. N-a plătit nimic. Și astea toate... Da? Zi-mi altceva, după ce s-a câștigat Cupa Campionilor, ai fost și tu trecut la aia cu aro? Ți-a dat și ție un aro? Și aro, domnule, n-ați liniștit, domnule. Băi, eu n-am primit Ovidiu, și nici nu l-am, niciun leu de nicio culoare, de niciun fel. Dar îmi făcea mare plăcere, eu fiind stelist, să-i ajut. Și i-am dus, deci, în acest turneu. Cu Imi, cu... a venit și Valentin, nu știu ce. Și l-am explicat ăstora de la clubul meu, hai bă să-i ajutăm. Gata, Cristi, uite, ia cheile de la hotel. Mi-a detașat, că era pe iarnă, mi-a detașat doi bucătari și ea, și gratis tot. Și atunci am zis, eu simțeam, am anticipat că o să câștige Cupa Campionilor, sub cuvânt de onoare. Și am zis, mă, dacă câștigă Cupa Campionilor, eu vă trimit echipa și două meciuri joacă pentru voi. Și așa da, am înțeles. Bun, dar până la urmă la Sevilla, cum ai făcut rost de bilete sau n-ai? Păi da, dar greu, pe efort personal. Era Sandu Fogl, dacă e... A, e cum de nu? Prieten cu tata. Da, prieten și cu Siriac. Da. Și am vorbit cu el, Valentin a vorbit cu Sandru, care era ambasadorul nostru acolo, și mi-a zis, vă duceți, Valentin zice, vă duceți la aeroport, vă așteaptă ambasadorul și
doamna nu știu care de la, de la Tarom și vă dă bani. M-am dus. Ce bani, bă, săraca plângea, a deschis, ăsta-i fișetul, avea două hârtii de 1000 de, de mici, 20 de dolari. 1000 de bilete, de unde dracu să iau? Și da, am făcut-o pe capul meu și i-am zis lui Sandu, nea Sandule, ai cu mine la, la ambasadă. Și am stat acolo de vorbă și zice, păi, zic, trebuie să mă salvez. Mă împușcă ăștia dacă nu mă duc cu 1000 de bilete. Băi, Cristi, stai, bă. El știam de la tata că e membru de onoare la Real Madrid. Membru de, da. Și am mizat pe asta. Zice, stai, mă duc la IMEI să văd ce fac. Păi, mă, doua zi mă ia, mă duc cu mașina, mă duce la Real Madrid. Și a zis, domnul Gațu, cu multă plăcere, nu știu ce, m-a prezentat el frumos așa, zice, dar mai ales că cu Barcelona erau la cuțit. Da, da, da. Dar, zice, n-am primit încă biletele. Uitați, 200 e bine? Bun și are. 400. Mi-a dat 400. Până la urmă ai luat 400. 400 de acolo, omul. M-am urcat în mașină după aia și cu șoferul meu, ambasadorul și altul care era șofer, săraci, era mai de fundul lor, cum trebuie să fac. Și m-am dus la Sevilla. Sevilla avea două echipe, Betis și FC Sevilla. Da, care se iubeau cum se iubea și Steaua cu Dinamo sau da, da, da. Barcelona. Rivalitatea da. Locală. Și m-am dus acolo, am rezolvat pe cazarea la Macarena, un hotel mare în centru cu tot. Și zic, acum mergem la FC Sevilla. Mă, la FC Sevilla, dar îl pun să traducă el, că eu spaniola nu știam. Doamne, e posibil așa, am cerut și eu 200 de bilete și nu mi-a dat. Cine, domnule? Păi am fost la Betis. Păi, păi duceți la... Lasă, domnule, că îți dăm 300. Și așa le-ai descoperit. Și m-a dus, bă, mă, la ei, așa, am zis că ăștia la alți, da? 300 și cu 300 și cu 400, erau... Ai făcut mie. Bun, dar o secundă. Dar nu erau plătite. Și când se mi-a zice, da, pochiți biletele, că le elibera federația. Zice, și banii? Păi zic că le plătesc prin regulament. Păi cum? Acolo scria că se împart banii la Barcelona. Dar din cota pe care o lua cota, și... Cota, exact. Care, așa. Și așa... Ai scăpat. Adică.